Se lucrează în centrul Devei. Aici au început lucrările de execuție pentru noile piste de biciclete. Primarul Devei spune că acestea ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului, dar și-ar dori să fie finalizate mult mai repede. De asemenea, acesta spune că devenii se vor putea bucura și de alte surprize plăcute, astfel încât să fie mândri de orașul lor. Primarul Devei declară că își dorește un oraș frumos și modern care să ofere facilități pentru cei care vor să meargă cu bicicleta fie la serviciu, fie doar pentru a se relaxa. Edilul spune că devenii se vor putea bucura de noi piste de biciclete. Acestea se vor amenaja pe traseul Bulevardul Decebal, Bulevardul 22 Decembrie și zona adiacentă. Au început lucrările la pista de biciclete. Mult așteptată de către deveni, foarte așteptată și de mine și de Traian și de colegii din primărie, pentru că am muncit mult la acest proiect până ajunge la această fază. Să obținem finanțarea, să parcurgem proceduri legale de licitații și iată că am dat ordine de începere a lucrărilor, au și început. E vorba de o investiție de 3,2 milioane de euro, 16 milioane de lei cu TVA. E vorba de 3220 de metri de piste de biciclete, se vor reconfigura din amprenta blocului până în bulevard, pe ambele sensuri, tot ce înseamnă trotoare, zone verzi, cu piste de biciclete. Vor fi două rastele cu fiecare cu câte 20 de locuri pentru biciclete, în ambele capete ale bulevardului și 20 de biciclete cu adresabilitate pentru cetățenii din municipiul Deva pe care vor putea închiria. Din punct de vedere tehnic, trotuarele vor fi pavate cu niște dale speciale de beton și pista de biciclete în sine va fi realizată din dale de beton autoblocante de o altă culoare față de trotuare. Vor fi amenajate zonele verzi, așa cum spunea și domnul primar, vor fi amenajate gradene pentru flori. Ce să vă spun, vom avea un iluminat public nou pe segmentul acesta, evident cu becuri ecologice. Este o lucrare importantă și la final totul va fi foarte frumos și Deva va arăta așa cum trebuie să arate și cum ne dorim să arate și cum devenim o merită cu prisosință. Administrația locală spune că obiectivele principale ale proiectului vizează siguranța pietonilor și a bicicliștilor, dar și crearea unui mediu mai sănătos. Dacă vrem să ajungem la rezultatele pe care cu toții ne dorim, primăria trebuie să facă investițiile publice necesare pentru ca toți cei care doresc să opteze pentru transportul public local ecologic sau pentru a merge cu trotinete electrice, cu biciclete electrice, să se deplaseze în oraș, să o facă, ei trebuie să aibă și condițiile necesare. Primăria asigură condițiile necesare, iar eu sunt convins că după ce asigurăm această parte de infrastructură, foarte mulți deveni vor opta să se deplaseze cu biciclete electrice, cu trotinete electrice, cu transportul public local electric, în detrimentul mașinilor care poluează. Noi discutăm de calitatea vieții, în acest concept al calității vieții, o componentă importantă este calitatea aerului și ne dorim un aer cât mai curat în municipiul Deva și ne străduim să generăm acest aer curat în parteneriat cu devenii. Când o să fie prima bicicletă pe pistă? Contractul trebuie să se finalizeze în luna decembrie acestui an 2023. Eu cred, din discuții pe care le-am avut cu antreprenorul, că în luna octombrie putem să face recepția finală și să inaugurăm pista. După cum ați observat, se lucrează pe mai multe tronsoane. Pe acest tronson s-a început, dar în paralel s-a început și pe 22 decembrie în zona sensului giratoriu. În anul 2021, România a reușit să se situeze pe locul 2 în Europa, după Portugalia, în ceea ce privește producția de biciclete.